Astăzi, 18 februarie, România a înregistrat un număr de 3.058 noi cazuri COVID din cele peste 35.000 de probe prelevate. 27.599 de teste PCR și 7.997 de teste rapide au fost efectuate la nivel național, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 8,6%. Observăm o ușoară creștere a numărului deceselor COVID-19. 71 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu 9 mai mulți decât numărul înregistrat ieri. Numărul românilor aflați în stare gravă la terapie intensivă se menține în continuare în scădere, 936 fiind internați în acest moment. De la debutul pandemiei și până în prezent, peste 771.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 19.659 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 36. Din fericire, a mai fost înregistrat un deces în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 64 de ani, care prezenta și alte afecțiuni medicale. La ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, a mai fost înregistrat încă un deces. Este vorba despre o femeie în vârstă de 64 de ani, care prezenta și alte afecțiuni medicale, cum ar fi diabet zaharat tip 2, obezitate și boală cronică renală stadiul 5. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate alte 36 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 26 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 10 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul pandemiei, 6.395 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 5.885 de gorjeni s-au vindecat, iar 303 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcțiile de Sănătate Publică, județul Gorj înregistrează 1,33 la 1.000, fiind situat încă în scenariul verde. În prezent, doar un singur județ se află în scenariul roșu și anume Timiș. Vrancea înregistrează cea mai mică rată de infectare și anume 0,42, iar la polul opus județul Timiș înregistrează cea mai mare rată de incidență, 3,86 la 1.000. Menționăm că astăzi, în urma secvențierii probelor biologice la un laborator privat, au fost raportate două cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 tulpina britanică. În momentul de față, cele două persoane care au domiciliul pe raza județului Gorj sunt internate în Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești. Starea lor de sănătate este bună, iar membrii familiilor acestora nu prezintă simptome specifice bolii. Pacienții au declarat că nu au istoric de călătorie și nici nu au avut contact cu persoane venite din Marea Britanie.